Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în lume, dar și în România. Medicii din cadrul Centrului Medical Echipa Inimii ne învață cum să facem echipă cu inima noastră, astfel încât să o menținem sănătoasă. Vorbim despre simptome, despre cauze, dar mai ales despre prevenție. Alături de doamna dr. Diana Stăvaru vorbim astăzi despre importanța sportului în menținerea unei inimi sănătoase. Bună ziua, vă mulțumim! Mulțumim și noi de invitație. Sportul este extrem de important, ne spuneați și înainte de interviu, și de aceea am și dorit să abordăm această temă în menținerea unei inimi sănătoase, doar că trecem așa cumva superficial peste importanța lui. Ce ar trebui să știm despre cât de important este sportul pentru a ne menține o inimă sănătoasă? Aveți mare dreptate, acum în era digitalizării și a vieții noastre online, sportul într-adevăr chiar a devenit undeva uitat într-un colț. Și este mare păcat. Aș spune așa că la orice om, fie că are o afecțiune cardiacă sau că nu, sunt importanți factorii genetici, ăla e bagajul cu care venim de acasă și care nu influențează niciun fel, adică nu-l putem nu influența, și factorii de risc cardiovascular, vorbim de sedentarism, de obezitate, de dislipidemie, hipertensiune, care sunt foarte importanti și pe care îi putem influența. Și tocmai banalul sport ne poate ajuta să îi controlăm cât mai bine. O viață sedentară, sigur că ne crește riscul cardiovascular, avem de cealaltă parte sporturi care cu efectul lui imediat, și anume combaterea obezității, scade și la pacienții diabetici, scade nivelul insulinei, practic asta ne interesează foarte mult, poate să scadă valorile tensionale, poate să scadă valorile colesterolului, scade necesarul de tratament, este foarte, foarte important. Ce fel de activitate sportivă le recomandați pacienților dumneavoastră? Pentru că e posibil ca de multe ori un anumit tip de sport să nu fie recomandat pentru un pacient cu boală cardiovasculară. Așa este. Dacă vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, noi recomandăm activitățile izotonice, mers rapid, alergat dacă se poate, acest gen de activități. Există și niște ghiduri europene cu recomandări ale Societății Europene de Cardiologie, unde sunt recomandate 30 de minute de exerciții fizice de intensitate moderată, cam 5 zile pe săptămână. Sunt de evitat, mai ales pentru pacienții cu hipertensiune arterială, ridicatul greutăților și tot ce înseamnă exerciții izometrice. Cât de important este, de exemplu, să ne facem un obicei ca în fiecare seară sau odată la 2-3 seri să mergem să dăm o tură în parc, chiar dacă nu putem să alergăm, să mergem în pas alert? Așa cum am spus și până acum, este foarte important și este important să devină un obicei, deci nu să facem asta o dată pe lună. Și pe lângă beneficiile pe care le aduce sportul asupra corpului nostru, e și o modalitate de relaxare, de a petrece poate timp cu copiii, cu partenerul de viață, cu animalul de companie, de ce nu? Ce rezultate ați obținut și ați observat la pacienții dumneavoastră care au făcut sport în urma recomandărilor pe care le-ați făcut în comparație cu cei care nu v-au urmat sfaturile sau care poate au trecut peste această indicație extrem de importantă? Care este diferența? O diferență extrem de mare, pe lângă beneficiile sportului asupra factorilor de risc cardiovascular, este în tonusul pacientului, care a devenit mai activ, a devenit și mult mai optimist, și-a dat seama că poate să facă multe lucruri pe care poate la început nu reușea să le facă. Dacă știu eu, când începem activitatea fizică putem parcurge o anumită distanță, ulterior, treptat, creștem distanța respectivă. Unii dintre pacienții noștri, am fost bucuroși să aflăm că au putut și să facă un jogging. Dacă ne uităm în statistici, vedem că bolile cardiovasculare afectează din ce în ce mai mult și tinerii. În urmă cu mulți ani nu prea aveam astfel de situații. Mai grav este că cei mai mulți copii sunt sedentari, stau în casă cu tableta și cu telefonul. Cum facem să învățăm copiii să aibă un stil de viață sănătos, să aibă grijă de mici, de inima lor, pentru că, iată, ajungem la vârsta adultă și afecțiunile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate.
Cred că aici un rol extrem, extrem de important îl au părinții. Nu cred că la 7 ani, 10 ani, 15 ani stai să te gândești că la un moment dat vei putea ajunge să suferi de o boală de inimă. De aceea cred că părinții ar trebui să, într-un fel sau altul, să-și facă timp, să își antreneze copiii în tot felul de activități fizice, parc, bicicletă, sau să-i ducă la un sport, fie că fac performanță, fie că o fac strict de recreere. Ce înseamnă testul de efort? Este una dintre investigațiile care se fac și aici la Centrul Medical Echipa Inimii și care poate să dea date foarte importante despre sănătatea inimii. Inima uneori e destul de șmecheră și ea nu-și arată boala uneori la toate investigațiile pe care le facem noi în repaus. Ea, când are condițiile ei de confort, merge foarte bine. Problemele pot să apară atunci când ea este stimulată cu un efort. Abia atunci începe să-și dea rama pe față, cum se spune, și să arate că, de fapt, sunt anumite probleme, tocmai prin faptul că efortul în sine duce la o muncă suplimentară a inimii. Pacienții cred că ar trebui să știe că în momentul în care ajung la echipa inimii, beneficiază pe lângă tratament și investigații și de o consiliere în acest sens. Așa este, luăm pe rând toți factorii de risc, îi discutăm ce putem face ca să-i controlăm mai bine, ca să scădem necesarul de medicație și ca să ne scădem practic riscul cardiovascular, că până la urmă asta e ținta noastră.